Acum câteva minute bune, soția maestrului Benone Sinulescu, doamna Leni, a făcut niște referiri tare apăsate în legătură cu presupusul impresar al lui Benone Sinulescu. O să intrăm în direct cu domnul Ionuț Pavel. Alo? Bună ziua, Teo. Nu știu dacă sunt presupus, că doar și la tine la emisiune cu tot cu mine a venit. Salut, Ionuț Bursucu. Sunt, noi am spus presupusul că nu știam dacă despre tine este vorba în această... la aceste acuze pe care doamna Sinulescu nu a spus nimic. Alții impresari nu cred că a avut deci la tine s-a referit doamna Elena. Probabil, acum am aflat și eu de la voi despre ce a vorbit dânsa. Oricum e o discuție care credeam că de mult i s-a pus punct. O să te rog să mă lași să readuc aminte discuția puțin. Te rog. Doamna Elena a spus în momentul în care eu am întrebat-o de unde tot acest subiect, cum că ea ar fi avut o vină la începutul verii și toată presa a speculat cum că ea ar fi avut o vină în ceea ce îl privea pe maestru. Da, doamna Elena a ținut să spună că a început să spună că impresarul s-ar fi ajutat de presă pentru a-i aduce aceste acuzații. Mai mult decât atât a vorbit despre un presupus impresar care ar fi fost repudiat, citez, de către Benone Sinulescu. Mai mult decât atât, bine, tot doamna Elena a spus că tu te-ai fi folosit sau un impresar, nu ne-a spus numele, de imaginea și numele maestrului pentru a-i crea un cont de YouTube și de Facebook. Nu, nu. Contul acela de Facebook a fost creat de către nepotul lui acum, înainte să ne cunoaștem noi, acum vreo... Este până 2013, noi ne-am cunoscut în 2014, de fapt prin septembrie 2014. Contul ăla era deja, deja activ. Contul era creat. Ai administrat vreodată pagina de Facebook a maestrului? Sigur, sigur. Și pagina de Facebook și pagina de YouTube, dar nu era ceva normal din moment ce... ne ocupam de imaginea lui. A încasat niște venituri de pe urma acestor pagini? Niciodată, și asta poate fi verificat. E foarte simplu. În plus, și cu calculatorul în mână, dacă vă duceți pe pagina de YouTube acum, o să vedeți că acea pagină, în orice caz, în aprilie, când i-am predat-o nepotului lui Nabeni, lui Cristi Dohangie, de altfel era foarte normal dacă mi-a cerut-o să-i o și predau, că a dorit să o, a spus că fiind mai aproape la Arad vrea să o gestioneze el, și pagina de YouTube și pagina de Facebook. Deci asta e ușor de verificat. În momentul respectiv pagina avea vreo 1 milion și vreo 200.000 de vizionări. Care era relația? Care era în ultimul timp relația dintre tine și Benone Sinulescu? Relația dintre mine și Benone Sinulescu întotdeauna a fost foarte bună, numai că noi de la momentul respectiv am mai vorbit o singură dată când nu era, când era singur și a putut să îmi spună că să nu-mi fac griji, că o să rezolv el cumva problema asta și că s-au băgat niște oameni în mijloc, celebrii, cum să zic, binevoitori. Tu spui că relația voastră de colaborare între tine, firma ta și domnul Benone Sinulescu s-a încheiat din cauza soției dumnealui. Da, cred că nu ne-am înțeles. Între noi doi, contractul nostru a fost o strângere de mână acum 8 ani de zile. Da? Deci nu a existat o hârtie scrisă? Niciodată. A existat o hârtie scrisă pentru primului CD pe care i l-am produs din buzunarul meu împreună cu un domnul Paul Stângă, omul care i-a produs, cred că în ultimii 15 ani, mai toate CD-urile. Deci relația a rămas normală, ceea ce înseamnă că probabil... Tot timpul, deci până luna aprilie, deci stăteam de vorbă ore întregi, în fiecare zi, planificam concertul de 85 de ani, acel Benone Sinfonic, de care văd că acum zilele astea se vorbește și dintr-o dată toată lumea a devenit interesată, deși atunci majoritatea televiziunilor îmi spuneau că nu este în target. Spune-mi, te rog,
crezi că duminică vei fi la mormântare? N-am cum să fiu la mormântare asta, pentru că aș... oamenii aia, oricât de mult m-ar iubi sau m-ar urâ, sunt în clipa de față, jelez mortul. Deci eu mă consider că sunt o persoană cu foarte mult bun simț, în primul rând. Și o să le respect durerea. Faptul că între noi doi, între noi n-a fost o, de asta, cum zice, nu este o relație nemaipomenită în clipa de față, asta nu înseamnă că nu există respect. Înțeleg. Deci eu personal am respectat-o și... o ultimă întrebare pentru a lămuri și această speță din punctul tău de vedere. Te-ai folosit vreodată de presă sau ai acuzat-o vreodată pe doamna Elena, soția maestrului, că ar fi cumva implicată în faptul că maestrul nu se simțea bine la începutul verii? Ar avea vreo vină? Dacă veți pune mâna pe cele două scrisori pe care le-am trimis inclusiv redacției voastre, vă va fi foarte ușor să vă dați seama dacă a existat vreun... Ne-ar fi foarte ușor dacă ne răspunde acum, că ești tu direct și nu trebuie să mai... Nu, citiți-le pentru că este treaba voastră să disecați. Asta e un subiect bun de presă, mergeți pe el, să vedem dacă ajunge în vreun loc. Din moment ce toate lucrurile au murit în vară și voi nu ați mai găsit subiecte de presă în clipa respectivă, nu zic voi ca și asta, că nu acuz pe nimeni acum, dar anumite persoane. Se încearcă zilele astea de asta și-au scos băieții lopățelele alea mici așa și au început să caute pe nisip tot felul de scandaluri. Ionuț, nu se caută nimic. Doamna Elena a făcut niște afirmații. Noi te-am căutat doamna Elena ca tu este un om replică. Care, un om dacă care tu ne-ai pus pe noi ca și posturi de televiziune nu sau voi, ca emisiune. Nu pe voi. Deci acuz anumite persoane că caută să găsească de ăștia, cum îi zice, că ai vers pe pereți, ți-ai zis pășitor, ce vrei tu. Iar eu îți pot spune un singur lucru. Despre ce scrisoare vorbești tu la noi n-a apărut niciodată, asta unu. Și doi, din moment ce tu ești... O să vă trimit atunci mail-ul. Trimite-ne pe adresa noastră această scrisoare. Da. Dar fiind tu în direct, era mult mai simplu să lămurești niște lucruri. Dacă cumva, în particular, cu vreun prieten sau în presă, ai fi spus vreodată că doamna Elena are vreo vină în ceea ce îl privește pe maestru. Da sau nu? Era simplu. Nu, singura de asta cu mici discuție care a fost este că maestrul trebuia dus la spital și nu la acel centru de îngrijiri paliative. Și asta am scris-o și în scrisoare. Am spus-o și nu mi-e frică să o repet și acum. Și acum pot să vă zic că sunt foarte bucuros că am făcut acea scrisoare pentru că maestrul a ajuns la spital, maestrul a fost recuperat și maestrul a ajuns acasă și a mai trăit încă 5 luni de zile. Nu a murit în 48 de ore, așa cum spuneau cei de la spital că ar fi murit dacă rămânea în acel centru de îngrijiri paliative. Eu nu ți-ți mulțumim foarte mult pentru lămuriri. Te asigur că nu a fost vorba despre un subiect de presă și despre căutat țapi spășitori. Doar am încercat și iată cu ajutorul tău am reușit să lămurim niște lucruri despre care noi nu știam decât o latură. Mulțumim foarte Teo, mult! Teo, eu căutam acum niște poze cu el. Știi, tocmai că am găsit și niște poze de la emisiunea ta când am făcut Benone 77. Da. Ții minte că a fost o emisiune foarte frumoasă la tine și chiar s-a simțit foarte bine. O să ți le trimit tocmai pentru ca să vezi cam care era relația mea cu el. Îți mulțumesc tare mult. Deci haideți să ne vorbiți și voi de omul frumos Benone Simulescu, vă rog din suflet. Scandalul ăsta nu face nimic. Doamna Leni este o femeie îndurerată. Așa nu e. Mai căuta să profite cineva de chestia asta. N-am profitat noi, doamna Leni a deschis subiectul. Atunci să-i dea Dumnezeu sănătate și să jelească în continuare acolo. Îți mulțumim foarte mult. Mulțumim mult de tot. Să rămân. În momentele astea oamenii tind să fie ori să intre în defensivă, ori alții să... Da, dar vezi tu, așa cum spunea și domnul și voi aici și noi toți, e mult prea îndurerată familia și colegii și toată lumea ca să... Să vorbim la cald. Exact. Da, mă rog, voi ați făcut extraordinar de bine că ați luat și punctul așa lui de vedere și pal doamnei și așa, dar cel mai important lucru și cel mai dureros în același timp
e că ne-a venit numai ei. Asta este cel mai dureros și pentru toată lumea, cu atât mai mult pentru familie, dacă pentru noi, pentru colegi care ne vedeam la o lună, la două, la trei, adică o să-i simțim lipsa, iar din punct de vedere profesional, așa cum am spus și repet, n-a fost oricine Nea Beni, a cântat de la romanță, muzică populară, tangouri și tot. Simbol. Nicolae. Vreau să spun că eu pentru doamna Elena am toată stima. O cunosc de vreo 30 de ani, când erau ei în București, stăteau împreună. Atât al respecta și atât al iubea și atât al pigălea și atât al... Deci era o femeie extraordinară. Nu cred că pune nimeni la îndoială. Presupun că duminică vei fi. Da, rest am toată stima pentru mâine, ea. Mâine dimineață mă îndrept către Arad. Da. Vreau să-l conduc pe ultimul drum, pe omul care a fost alături de mine, m-a ajutat și mi-a arătat tainele meseriei astea de cântăreț de muzică populară, cum o numim noi astăzi. Și voi păstra în amintire și în sufletul totdeauna bunătatea lui și bucuria lui și fericirea lui. Și când mă întâlneam cu el după o perioadă că se mutase la Arad și când mă vedea făcea drăguțul meu, vine să te pup, era așa de fericit că mă vedea. Alături de noi este doamna Sofia Vicoveanca prin telefon. Alo? Da, alo. Vă îmbrățișăm cu dragoste și vă respectăm durerea din toată inima. Reciproc. Și de la mine cele mai sincere și calde urări de bine, de la Vicov, de la căsuța mea vă răspund. Într-un fel, ne pare tare rău că vă auzim în aceste circumstanțe, dar sunteți extrem de afectată de da, pierderea pe care a suferit-o poporul român până la urmă. Am pierdut o minune de om. Eu n-am făcut foarte, foarte, foarte multe spectacole, dar mi-e de ajuns să știu și din lumea satului că omul se cunoaște la drum lung și la împrumut de bani. Atunci se cunoaște omul că-i om, că-i de cuvânt. Deci, plecând în străinătate, prin țările nordice, am fost cu el. Deci, nu l-am simțit. Fiecare aveam dorul nostru și grijile celor de acasă, că nu știam ce, că a fost destul de lung turneu. Nu l-am simțit niciodată și intrarea în spectacol întotdeauna există o stare anume, o emoție, pentru că intră în examen de fiecare dată, mai ales că cei vorbesc de ani, mulți, alte vremuri. Deci nu erau plecați românii noștri peste tot în lume. Deci noi cântam, nu știau limba noastră. Și trebuia să facem așa fel să-i convingem că cântec de dragoste, de dor, de joc, de... Nu, în sfârșit. Și întotdeauna intră cu o anumită stare. Nu s-a dat niciodată, era plin de voie bună și întotdeauna încurajător, transmitea atâta lumină. Și apoi Benone este un simbol, este un reper în folclor, un repertor foarte bogat, adică n-am cuvinte, nu mai știu ce să spun. Oricum, de când am aflat, nu sunt om, adică, da, am zis către cineva și acum oare cine urmează. Știți că prea ne seceră așa. Da, iertare, vă rog. Vă îmbrățișăm. Suntem în post. Da. Și ar trebui să fim mai buni, mai înțelegători, mai iertători. Toți ne-am făcut judecători. Vom face așa. Desfințăm pe unii și pe alții. Nu-i treaba noastră. Vom face. Asta e treaba lui Dumnezeu, așa, să ne judece. Exact. Mă iertați, iarăși revin cu aceeași iertare. Mă rog. Vă mulțumim din tot sufletul. Să rămână, mulțumim și să ne auzim sănătoși. Te îmbrățișăm. Ceva mai devreme vă promitam imagini pe care noi am reușit să le filmăm cu maestrul, dar nu le-am difuzat în așteptarea lui. Este pentru prima oară când le veți vedea. Am nuci mulți, vreo 6 nuci. Am și nuci foarte mulți tineri. Da. În total, pe toată coasta aia acolo, am vreo, mi se pare, 35 am numărat eu. Puși de mine, nuci din alea mari.
Alea așa frumoase, da, 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 da. Dacă dă Dumnezeu să mai trăiesc, să apuc și eu să bănuiesc o nucă de... Ce-mi place mie? Mie, în primul rând, îmi plac mâncărurile noastre românești, îmi plac sărmăluțele, îmi plac ciorbele, îmi plac supele. Fac supă excepțională și aici mă pot mândri cu faptul că i-am depășit pe ardeleni și eu am venit din Regat în Ardeal și de fiecare dată când am un safir de prin părțile Ardealului și... S-a întâmplat să avem supă gătită de Beni. Toată, vai mă, dar ce ai făcut tu la supa asta? Secretul gospodinii, zic eu. Foarte mulți oameni își doresc să-și ia la revedere de la maestru. Ionuț Voicu de la România face parte dintre oamenii apropiați cu care, de altminteri, Benone Sinulescu a făcut și fit. Dragul meu, te vedem și te auzim. Săruna Teo... vă salut pe toți. Și noi. Ce să zic, acum încerc să-mi revin. Ieri m-am aflat peste, eram la studio și n-am mai fost bun de nimic, să zic așa. Și na, până la urmă am trecut cu bine seara, mă rog, dar m-au năpădit amintirile, una, care? Alta. Care amintiri? Toate, începând de la din 99, de la Manu, când ne-am cunoscut prima oară și până, nu mai știu, cred că 2019 am vorbit ultima oară cu el. Dar ați fost foarte apropiați în această perioadă. Mai ales că foarte. Nu se făceau. A fost ca un tată, cel puțin pentru mine. Da, da. Ne sfătuiam de la concert la concert. Chiar și în avion, când mergeam în America sau și când am fost în China, la fel, făceam texte. Ce să vă zic, era un om, chiar și doamna Sofia a relatat foarte bine. Un om, aș poate dacă zic legenda, aș spune puțin, sau poate alții zic că îl ridică slăb, dar este un... Pentru mine zic că așa a fost un zeu, de ce să mint. Și chiar și pe... Plecarea noastră din 2006 ne-a sprijinit în tot ceea ce am făcut, a fost alături de noi, am continuat cu evenimentele. Da, ce să mai zic. Dragul meu, îți mulțumesc foarte mult, îți mulțumim cu toții pentru faptul că ți-ai găsit puterea să intri. Și... Da, condolențe tuturor, familiei și să se ducă într-un loc liniștit. Amin. Te îmbrățișăm cu drag și... Sărbătoare, Teo, mulțumim mult! Sper să ne auzim și zâmbind. Vă mulțumim foarte mult pentru și tot. Și noi și condoleanțe, Teo, și Dumnezeu să dea Dumnezeu să ne vedem și la bucurie, da. Și să nu mai dispară din, mai ales din acești titani ai muzicii, pentru că e dureros pentru noi, dar parcă rămâne un gol uriaș așa în muzica populară, în romanță, în... Da. Nu știu, mă uitam acum la Sofia când a intervenit și la Benone și la toți marii noștri artiști de la care am avut de învățat, cine a fost interesat și curios și ambițios, da? Vin din alt aluat, din altă educație e adevărat. Și mi-am amintit acum, în timp ce vorbea Sofia, așa, fac o paranteză, ce înseamnă cât e de mare. Cât a fost de mare Beni, nu există zi de Sfântă Mărie sau de ziua mea de naștere, Sofie ca la 7 dimineața mă sună. Pentru mine, nu că e o onoare de te înțepenești, ca om, ca mărimea numelui, cât artiști, cât sunt de mari și până la urmă sunt oameni cu caracter frumos, iar pe linie profesională mulțumim aș... încă o dată tuturor. Dumnezeu Nicolae, să-l ierte. Dumnezeu să-l odihnească. Să-l odihnească și să-l ierte, să-i fie țărna ușoară. Ție, dragul meu, și... putere duminica. Asta e. E greu pentru toată lumea. Mergem înainte. Duminică, Denis Rifai are un invitat special, ca de fiecare dată de cele 40 de întrebări, vor porni către